ziua, domnul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi și că ați acceptat și de această dată invitația. Eu vă mulțumesc, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. România a primit ieri o veste tristă. Pentru unii previzibilă, pentru alții neașteptată. Rovana Plumb, propunerea guvernului pentru comisar european, a fost respinsă. Ce înseamnă pentru țara noastră, că până la urmă este propunerea României? Guvernul ar trebui să reprezinte interesele, da, României, ale României. Așa este. Cuplul Viorica Dăncilă-Rovana Plumb a afectat grav imaginea României zilele acestea prin faptul că Rovana Plumb a fost respinsă și nu va deveni comisar european. A afectat foarte grav imaginea externă a României din următorul motiv. Toată Uniunea Europeană se uită acum la formarea Comisiei Europene, fiindcă fiecare comisar european va fi responsabil de toată Uniunea Europeană. Unul de transport, altul de industrie, altul de agricultură. Și pe toată lumea, în toată Europa, interesează cine vor fi acești oameni. Deci lumina reflectoarelor este foarte puternică, e pusă pe toți candidații. În ultimele săptămâni au existat numeroase articole în presa internațională, în mari state membre ale Uniunii Europene, despre scandalul Belina, Liviu Dragnea, legătura cu Rovana Plumb, faptul că Rovana Plumb a împiedicat ridicarea imunității parlamentare în Parlamentul României. Nu doar oamenii politici, nu doar europarlamentarii au aflat aceste lucruri, ci și mulți cetățeni europeni care citesc ziare europene, deci propunându-și o prietenă din PSD, Viorica Dăncilă a afectat grav credibilitatea României într-un moment în care puteam obține beneficii majore, puteam obține cu un candidat sau o candidată serioasă poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene. Ea a preferat să meargă cu o prietenă care a căzut la chiar primul test. Noi știam și de 2 luni de zile Partidul Național Liberal spune că Rovana Plumb este o candidată vulnerabilă. Știam că e o candidată vulnerabilă, dar nu ne așteptam să aibă și atâtea nereguli în declarația de avere încât a picat la primul test, în calificări, la etapa tehnică din Comisia Juridică. Deci nu a mai fost nevoie să treacă peste declarație de avere? Intrarea în arenă este în audierea în Comisia de Specialitate. Când mergi timp de 3 ore, ești audiat și trebuie să convingi că poți fi comisar. Etapa la care a căzut ea este o etapă tehnică, este o etapă administrativă. Comisia Juridică a Parlamentului European are un mandat extrem de limitat, și anume să verifice declarațiile de avere ale candidaților și să vadă dacă sunt neconcordanțe, dacă ceva nu e în regulă sau dacă e conflict de interese, și 2 candidați au fost respinși ieri. Dar cum a fost atmosfera ieri? Că știu că dumneavoastră ați fost acolo. Nu a fost acolo. Cum a fost atmosfera și ce spuneau ceilalți europarlamentari? Am fost sau ieri... cel puțin ați prezentat live. Da, deci am fost la locul de muncă în Parlamentul European, dar nu am fost implicat în audierea din Comisia Juridică și e foarte important să știe și telespectatorii, niciun europarlamentar român nu a fost ieri la votul privind Rovana Plumb în Comisia Juridică. Deci, așa cum a zis doamna Dăncilă, că Rovana Plumb a pierit pe limba ei. Niciun europarlamentar al Partidului Național Liberal nu a fost implicat în acest proces, nu am fost în sală, nu am votat împotriva ei. Și nici de la celelalte partide, USR Plus sau PSD, nu a fost nimeni în sală. Deci a fost o confruntare între Rovana Plumb și Comisia Juridică pe care dumneavoastră i-a pierdut-o. Ce știu de la colegi care au fost la fața locului? Știu că momentul cheie al audierii a fost următorul. A fost momentul la care europarlamentarii au spus următorul lucru. Doamna Plumb, aveți mai multe credite și de la bănci și de la persoane fizice. Nu e clar cum veți rambursa înapoi aceste credite, fiindcă ratele par a fi mai mari decât venitul dumneavoastră oficial legal. Și ieri, Autoritatea Electorală Permanentă din România a decis că PSD-ul și-a finanțat ilegal campania de europarlamentare, cheltuielile PSD-ului nu vor fi decontate și dumneavoastră nu vă veți primi cei 800 de mii de roni, așa mulți bani a donat Rovana Plumb campaniei PSD, nu-i veți primi înapoi. Ce spuneți? Și Rovana Plumb a spus, nu sunt la curent cu această decizie, întrebați la partid. N-a crezut-o nimeni, deci, fiindcă era un subiect... N-a avut nicio explicație. ...despre care... A mințit. A mințit. Asta a fost problema. Era un subiect despre care toată presa relatase cu o zi în urmă. Orice simplu cetățean care vă urmărește era la curent și ea,
capul de listă al PSD-ului, candidatul la poziția de comisar european, cea care a donat 800.000 de lei, adică 200.000 de euro la campania PSD-ului, a spus: nu știam că nu mi voi mai recupera. Nu, n-a crezut-o nimeni și acela a fost momentul în care a pierdut încrederea europarlamentarilor, s-a trecut la vot și a primit vot negativ. Potrivit regulamentului, acum ce urmează, practic? Trebuie să propunem un alt nume, da? Da. Sau putem să o propunem tot pe doamna Romana Plumb? E foarte important de știut următorul lucru. Avizul pozitiv al Comisiei Juridice este o condiție indispensabilă pentru ca orice candidat să poată merge în audierea din Comisia de Specialitate. Deci, fără acest aviz al Comisiei Juridice, nu poți merge mai departe, ești blocat și nu poți fi comisar european. Și dacă ai o problemă de integritate, un conflict de interese cu banii, cu creditele și așa mai departe, atunci îl ai astăzi și îl ai și săptămâna viitoare. Deci, de aceea, ceea ce a spus președintele României e singurul lucru corect. Viorica Dăncilă trebuie să retragă imediat această propunere, care nu este doar o propunere nefericită, dar Comisia Juridică spune că nu va putea fi comisar european și, în plus, este și o propunere care nu a respectat legile din România și vreau să fiu foarte clar, propunerea Rovana Plumb a fost făcută de prietena ei, Viorica Dăncilă, într-un mod ilegal, nerespectând legea 373 din România, care reglementează colaborarea dintre Parlament și Guvern în chestiuni de afaceri europene. Și anume, înainte de a prezenta candidatul pentru comisar din partea României, Viorica Dăncilă avea obligația să trimită candidatul la o audiere în Parlamentul României, așa după cum corect a făcut Victor Ponta cu doamna Corina Crețu în urmă cu 5 ani de zile. Rovana Plumb nu a fost audiată în Parlamentul României, nu a primit niciun aviz pozitiv din Parlamentul României, de aceea nominalizarea ei a fost făcută împotriva acelei legi a statului român. În cât timp trebuie să propunem o altă nominalizare? Cât mai repede, dar nu trebuie să lăsăm PSD-ul să ne pună sub presiune cu argumentul: știi, trebuie acceptat Rovana Plumb fiindcă nu este timp de o a doua nominalizare. Comisia Europeană își începe mandatul la 1 noiembrie. Audierile comisarilor vor începe săptămâna viitoare, dar avem încă 2 săptămâni de rezervă pentru întârzieri și probleme. Trebuie să propunem un candidat cât de repede, dar mai ales avem nevoie de o candidatură ireproșabilă, un candidat sau o candidată, fiindcă suntem într-o situație dificilă. România a pierdut credibilitate, ochii voi fi ațintiți pe cea de-a doua nominalizare. Deci nu putem să mai ratăm. Nu putem merge cu un candidat de nota 5. Nu putem merge cu un candidat de nota 5, fiindcă ochii sunt pe noi și mai ales nu putem merge cu un candidat de nota 5 propus din nou de Viorica Dăncilă, fiindcă toată Europa a văzut ce îi poate mintea Vioricăi Dăncilă. Pentru ca viitorul candidat să aibă o șansă în plus în Parlamentul European, are nevoie și de credibilitatea președintelui României, de, dacă vreți așa, de suportul, de sprijinul din partea președintelui României, de garanția pe care președintele României, ca cel mai credibil om politic român la nivel european, îi oferă. Un candidat ștampilat Dăncilă va fi privit cu scepticism în Parlamentul European. Dar e posibil să pierdem portofoliul transporturilor? Am auzit această variantă vehiculată de ieri, în spațiu public se tot vehiculează. Aceasta este o întrebare foarte importantă. Portofoliul transporturilor este un portofoliu cu o importanță medie spre mică, fiindcă tot ce e important pentru infrastructura de transport din România, banii de autostrăzi, căi ferate, reabilitări de drumuri, sunt la Comisarul pentru Politică Regională, nu sunt la Comisarul pentru Transporturi. Deci, asta este chiar foarte bine de știut. Transporturile sună bine, dar banii pentru autostrăzi nu sunt acolo, sunt la Comisarul pentru Politică Regională. Ce vreau să spun e următorul lucru. E un comisariat de importanță medie spre mică. Sunt comisariate mai importante și comisariate mai slabe. Putem avea alt portofoliu doar dacă se fac schimbări între cel puțin 2 țări. Dacă candidatul nostru va fi singurul care cade, nu avem cu cine schimba portofoliu. Dacă vor mai fi și alți candidați care vor eșua la audierile din Comisia de Specialitate, atunci se pot face permutări mai mari. Până la acest moment a eșuat candidatul maghiar, responsabil de extindere și politică de vecinătate, un domeniu important, spun eu, că e vorba de toată vecinătatea noastră. Noi suntem un domeniu mai important decât cel al transporturilor? E un portofoliu mai greu? Portofoliul extindere și politică de vecinătate ar da României o vizibilitate majoră
în Balcanii de Vest, în statele din vecinătatea noastră, ne-ar permite să ajutăm românii din Republica Moldova, din Ucraina, din Serbia, din Valea Timocului. Ne-ar permite să întărim relațiile economice, ne-ar spori importanța politică în regiune, cu beneficii inclusiv pentru românii din interiorul granițelor țării. Deci ne-ar avantaja mai mult. Deci, în mod categoric, dacă reușim să obținem în locul transporturilor un portofoliu mai important prin implicarea președintelui României, dacă Viorica Dăncilă acceptă să-l implice pe președinte, acesta ar fi un succes major al președintelui Iohannis. Dar portofoliul transporturilor ce înseamnă efectiv? Vă spuneați, nu autostrăzi, dezvoltare regională, ce înseamnă portofoliul? Reglementarea regulilor și a condițiilor de transport. Sunt și acolo câteva lucruri importante pentru România, pentru drepturile transportatorilor români, adică șoferii români de tiruri care doresc să aibă voie să călătorească în continuare, fără restricții, să transporte mărfuri europene și din Olanda în Spania, peste tot în Europa. Deci sunt acolo aspecte legate de politica de transport care sunt relevante pentru transportatorii români, dar după cum am spus, pentru a îmbunătăți infrastructura de transport aici acasă, avem nevoie de fonduri europene și acelea nu sunt la Comisarul pentru Transport. Un moment important și de data aceasta victorios pentru țara noastră la nivel european, alegerea doamnei Chioveși în funcția de procuror șef european. Ce urmează? Știm că s-a dat acordul final, da, între Consiliu și Parlamentul European. Ce urmează? Toate deciziile politice legate de desemnarea doamnei Chioveși procuror șef european sunt luate. Din acest moment... Deci mai trebuie ștampila. Mai e nevoie de două parafe, dar... unde nu va fi cu da sau nu, ci unde va fi doar cu da sau da. Din următorul motiv. Parlamentul European a avut o poziție foarte clară. Dinaintea alegerilor europarlamentare am și discutat-o cu dumneavoastră în interviuri anterioare. Poziția Parlamentului a fost clară. Laura Codruța Chioveși este singurul candidat al Parlamentului European. În Consiliul Uniunii Europene... Franța și-a susținut foarte puternic candidatul, dar vă aduceți aminte că v-am spus că după alegerile europarlamentare, susținerea Franței pentru propriul candidat va scădea, căci Franța a avut alte priorități, nu procurorul european. Exact asta s-a întâmplat. Consiliul și-a schimbat poziția, au susținut candidatul nostru. Săptămâna trecută, acesta a fost primul moment esențial. Și foarte important a fost faptul că Parlamentul European a rămas pe poziție. Că cel mai important grup din Parlamentul European, Partidul Popular European, căruia noi, Partidul Național Liberal, îi aparținem, a rămas pe poziție, a spus, vrem o decizie în favoarea doamnei Chioveși și o vrem rapid. Consiliul și-a schimbat poziția, acesta a fost lucru foarte important săptămâna trecută. Săptămâna aceasta, marți, reprezentanții, negociatorii Consiliului și ai Parlamentului s-au întâlnit și au constatat acordul. Ambele instituții au aceeași poziție, acum... Noi în Parlamentul European și ei în Consiliu mai trebuie odată să certificăm acest acord, însă nu mai e nicio decizie, e pur și simplu o formalitate. Deci Laura Codruța Chioveși este procurorul șef. Aceasta este știrea corectă. Primul procuror. Așa cum Rovana Plumb nu va fi niciodată comisar european, așa Laura Codruța Chioveși va fi primul procuror șef european. Care vor fi atribuțiile Laurei Codruța Chioveși? S-a discutat în spațiul media că s-ar putea să se ocupe de dosare grele din România pe fonduri europene. Avem aici cunoscutul caz Teldrum. Se va ocupa de toate dosarele de fonduri pe fonduri europene din toată Uniunea Europeană. Inclusiv România, da? Cu Teldrum. Uniunea Europeană are anual un buget de 150 de miliarde de euro fonduri europene care se duc în toate țările Uniunii Europene. Până acum am avut OLAF-ul, care a investigat fraude și nereguli la fonduri europene. Și când a constatat, așa cum a fost și cazul Teldrum, că este o suspiciune de fraudă cu fonduri europene, OLAF-ul nu avea voie să meargă în instanță. Trimitea dosarul autorităților din statul respectiv și în unele state procurorii își făceau treaba, se ajungea în instanță, în alte state dosarele nu ajungeau în instanță și nu se întâmpla nimic. Și de aceea s-a creat instituția procurorului european, iar procurorul acesta european are voie să meargă cu dosarul în instanță. Se creează o instituție
cu procurorul șef european, procurori delegați din toate statele membre care au dreptul să meargă cu dosarele în instanță, deci este o garanție suplimentară că frauda cu fonduri europene va fi anchetată și cazurile vor fi rezolvate, fiindcă vor fi rezolvate sub un drapel european de către procurorii europeni și nu vor mai fi lăsate la mâna autorităților din statele membre. Ce înseamnă pentru România această onoare, dacă aș putea să o numesc, fost șefa DNA, da, izgonită de autoritățile de la noi și iată noul procuror șef european. Știți trebuie cum e? Să spunem că dânsa n-a fost practic susținută de guvern. Da. Și sunt foarte multe milioane de români care muncesc în străinătate, care își fac munca bine, adesea muncă grea de dimineață până seara și pentru care cuplul Viorica Dăncilă-Rovana Plumb a însemnat o jignire. Românii care fac cinste României acolo unde sunt ei, prin faptul că își fac munca bine, un medic, un informatician, un zidar român și spaniolii, italienii, germanii, francezii spun, iată muncitorul român, colegul român cât e de serios. Și au venit Viorica și Rovana, ne-au făcut de râs, ei, alegerea doamnei Căveș, într-o competiție dură, a învins un francez, un german, un italian, un spaniol, toți procurori serioși, respectabili, practic face dreptate pentru toți românii care muncesc în diasporă, care muncesc în străinătate și care își vor munca recunoscută și apreciată. Este o victorie a dreptății și mai ales este o victorie a oamenilor cinstiți și arată tuturor românilor că dacă ești serios și ești competent, te poți impune la nivel european într-o competiție cu colegi, cu competitori din celelalte țări. Repet, dacă ești serios, competent și îți faci treaba. Ați fost ales ieri președinte al delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. Ce aveți de gând să faceți din această postură? Să duc Republica Moldova cât mai repede, cât mai aproape de Uniunea Europeană. Am spus-o ieri imediat după ce am fost ales. Fiindcă avem acum o șansă unică, avem la Chișinău cel mai pro-european și cel mai reformist guvern pe care l-a avut Republica Moldova în ultimii 30 de ani cu prim-ministru Maia Sandu. E un guvern care vrea să ducă Republica Moldova cât mai aproape de Uniunea Europeană și datoria noastră este să le întindem o mână, să-i ajutăm cu tot ce au nevoie, să-i ajutăm pe drumul reformelor, să-i sprijinim cu fonduri europene și anunțasem chiar în urmă cu două zile că vreau ca din 2020 50% din fondurile europene pe care le dăm gratis Republicii Moldova să meargă în conectarea infrastructurii energetice și de transport. Adică să facem ceva care să dăinuiască, care să rămână pentru multe decenii de acum încolo, să conectăm rețelele de gaze și de electricitate din România și drumurile noastre cu drumurile din Republica Moldova, să aducem Republica Moldova cât mai aproape de Uniunea Europeană, fiindcă vreau ca și românii din Republica Moldova să aibă aceeași șansă de a trăi în siguranță și în prosperitate cum o avem noi. Și am spus ieri în Parlamentul European următorul lucru. A ajuta Republica Moldova e și în interesul fundamental al Uniunii Europene, fiindcă este un stat în vecinătatea imediată a Uniunii Europene și cu cât Republica Moldova e mai stabilă, mai sigură, mai prosperă, cu atât avem mai multă stabilitate și siguranță și în Uniunea Europeană. Deci, misiunea mea va fi să conving membrii Parlamentului European, Comisia Europeană, că Republica Moldova merită ajutată și să ajutăm cât mai mult și cât mai repede. Prin alegerea mea e clar că Republica Moldova a câștigat un prieten și un aliat într-o poziție la Bruxelles. Dar cât de aproape este acum, la momentul acesta în care vorbim, Republica Moldova de momentul aderării la Uniunea Europeană? Întotdeauna, cât de pregătită este Republica Moldova? Răspunsul sincer este următorul. Avem un acord de asociere semnat, ratificat între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care e premisa apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Dacă eu aș merge acum în Parlamentul European și aș spune colegilor, hai să acceptăm acum Republica Moldova în Uniunea Europeană, toată lumea mi-ar spune, Moldova nu e pregătită? Nu. Ca atare lucru înțelept de făcut, e următorul. Să-i ajutăm să se pregătească, să reformeze, să-și îmbunătățească justiția, infrastructura, administrația publică, să atingă standarde europene și la momentul la care voi fi pregătiți să fim sinceri cu ei și să-i acceptăm. Ce trebuie să dăm? Și asta e o afirmație politică importantă.
trebuie să dăm Republicii Moldova o perspectivă europeană, o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană și eu mă voi bate pentru acest lucru. Adică mă voi bate ca Uniunea Europeană să promită Republicii Moldova ca la momentul la care Republica Moldova e pregătită de aderare va putea adera. Fiindcă ai oameni politici pro-europeni la Chișinău care fac eforturi, fac reforme și trebuie să le spui următorul lucru. Dacă îți îndeplinești promisiunile și faci reformele, atunci și noi vom fi corecți și vom accepta Republica Moldova în Uniunea Europeană. De aceea, politic, principala mea cerere va fi să dăm Republicii Moldova o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană, adică la momentul la care sunt pregătiți să le spunem de pe acum, vă promitem că vă vom accepta. Cum ați descrie relația dintre România și Republica Moldova pe care o avem acum? Păi eu merg des în Republica Moldova. Merg și în misiuni oficiale ale Parlamentului European, dar merg și personal, merg la Chișinău, dar merg și în diferite raioane. Și românii călătoresc de pe parte, pe cealaltă, a prutului. Relațiile de la om la om sunt foarte bine. Sunt mulți studenți basarabeni care învață în universități din România, nu doar în București, și în Cluj, Brașov, Pitești, Craiova, Timișoara, la Iași sunt foarte mulți. Deci relația de la om la om e foarte bună. Avem însă nevoie la București de un guvern care să vrea să ajute cu adevărat Republica Moldova, fiindcă mereu când Republica Moldova a făcut pași de apropiere spre Uniunea Europeană, a avut la București un guvern partener, un guvern care s-a dus la Bruxelles și în fiecare întâlnire despre politica externă a spus vreau să ajutăm Republica Moldova, cer să facem ceva și pentru Republica Moldova. Deci pentru ca Republica Moldova să poată fi apropiată de Uniunea Europeană, are nevoie în guvernul de la București de un avocat credibil. Din păcate, cele trei guverne PSD-ALDE nu au fost astfel de avocați credibili. Viorica Dăncilă își face doar fotografii și a făcut fotografii cu fostul premier al Republicii Moldova, dar guvernul Dăncilă nu a ajutat concret cu nimic Republica Moldova. Am văzut, doamna Dăncilă, mai nou alergă după întâlniri prin America. Este premierul alergător, este premierul alergător pe holuri și săptămâna aceasta am văzut că niciun lider politic european important nu vede în Viorica Dăncilă un partener de discuție. Viorica Dăncilă nu poate obține nimic pentru România pe plan extern. A mers, a stat o săptămână în Statele Unite ale Americii, nu a fost primită nici de președintele Statelor Unite, nici de vicepreședinte. Asta la New York. Nu a fost primită nici de primarul general al New Yorkului, nici de guvernatorul New Yorkului. S-a dus în statul vecin ca să o primească cineva și n-a fost primită nici măcar de guvernatorul acelui stat sau de primarul celui mai mare oraș, ci numai de primarul celui de-al doilea cel mai mare oraș. E ca dacă ai venit un prim-ministru în România, ar sta 5 zile aici, ai fi primit doar de primarul orașului Pantelimon, ne-am dat cu toții seama că este o problemă cu acel prim-ministru. Dar cum este văzut guvernul Dăncilă la Bruxelles? Guvernul... Presupun că lumea vorbește și europarlamentarii străini, să spun foarte clar, sigur au o părere. Datorită atacurilor la statul de drept, datorită modului defectuos în care a gestionat economia, avem cea mai mare rată a inflației, nu absorbim fonduri europene, cursul leului în raport cu euro este la un nivel minim, investițiile străine scad. Deci datorită atacurilor la statul de drept, datorită modului defectuos în care au gestionat economia și trei, datorită disprețului pentru oameni și pentru propriul popor pe care premierul Dăncilă îl arată în declarații mereu, încrederea factorilor de decizie europeni în guvernul Dăncilă este zero și acesta este un motiv suplimentar pentru care acest guvern trebuie să cadă. Domnule Siegfried Mureșan, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră ca de fiecare dată alături de noi. Vă mulțumim!